Este alertă la serviciile de ambulanță din toată țara. Zeci de oameni au leșinat pe stradă din cauza căldurii sufocante. Peste 6.000 de oameni au sunat la 112 pentru că li s-a făcut rău din cauza căldurii și 3.000 au fost urgențe. Li s-a făcut rău oamenilor pe stradă, unii au leșinat. Medicii ne sfătuiesc să fim foarte atenți la aceste temperaturi ridicate care pot agrava anumite boli. Și pentru mai multe informații, stăm de vorbă chiar acum cu doamna doctor Alice Grasu, manager general al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua! Ce ne sfătuiți să facem? Știu că dumneavoastră luați măsuri suplimentare ca urmare a numărului mare de solicitări. Noi ce avem de făcut pentru a ne feri de efectele devastatoare ale caniculei sufocante? Sigur, pentru a diminua efectele caniculei asupra organismului nostru, este important să ținem cont de mai multe sfaturi. În primul rând, în intervalul 11-18, nu se face expunere voluntară la soare, nu se face plajă, nu se face sport în plin soare, nu se fac activități de grădinărit sau activități fizice în soare. Dacă însă activitățile ocupaționale presupun activitatea în afară, în soare, va trebui ca cei care lucrează în construcții, de exemplu, să facă pauze foarte dese, la cel mult o oră, 15 minute, pe care să le petreacă într-o incintă ventilată, să se hidrateze foarte bine și să poarte categoric îmbrăcămintea adecvată. La plecarea de acasă se va purta îmbrăcăminte amplă, lejeră, de culoare deschisă, din fibre naturale, care se acopere cât mai mult din suprafața corporală. Capul va fi protejat cu pălărie, șapte sau se va purta umbrelă de soare. Este foarte important ce mâncăm, dar mai ales cum ne hidratăm în aceste zile. Se vor consuma peste 2 litri de lichid, de apă, ceaiuri mai puțin îndulcite sau neîndulcite, ceaiuri naturale, sucuri naturale fără conservanți, cât mai puțin dulci. Se vor evita băuturile carbogazoase, băuturile foarte dulci și, cu desăvârșire, băuturile alcoolice, dar și băuturile cu conținut ridicat în cofeină. Toate aceste categorii cresc diureza, accentuează eliminarea apei din organism, accentuând deshidratarea. Este foarte important ca regimul alimentar să fie sărac în lipide și proteine animale, dar bogat în fructe și legume proaspete cu conținut mare de apă. Trebuie să achiziționate alimente doar din magazine și zone unde ele pot fi ținute la rece, unde există condiții prielnice de păstrare, mai ales când vorbim de produsele de origine animală, pentru a evita riscul îmbolnăvirii. Este foarte important să avem grijă în această perioadă de persoanele dependente de noi. Sugari, copii mici, persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, pe care va trebui să avem grijă să fie ținut în incinte corect ventilate, să fie hidratați corect și la timp. Nu așteptăm să apară senzație de sete. Se va consuma un pahar de apă la 15-20 de minute, dacă mai ales este foarte cald. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste sfaturi și spor la treabă. Aveți zile de foc la propriu, doamna doctor.